Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou, acesta este un nou episod din Hearts of Iron 4. Hai să mai încerc un atac. Măcar și așa o provincie cu o provincie, tot e ceva. Gata, anulez atacul. Și o să aștept fratele meu până o să pot să-mi fac avioane. Dar nu mai termin odată, abia trec zilele în jocul ăsta. Pentru că am foarte multe trupe și trece foarte greu timpul pe orice hartă aș da. Nu fabrici de-astea libere, dar încă nu pot să fac reactoare nucleare. Mamă, am construcții maxime aici. Acum mi-am dat seama că nu trebuia să fac asta. Hai să fac un rocket site aici, în Dobrogea. Nu știu unde e mai bine să fac rocket site. Da, nu prea e bine până că ieși. Îmi fac un... în București și îmi fac dita mai efortul de 10. Da, de ce dragul să fac eu așa? Hai, lasă, nu? Hai să fac fabrici militare pe unde mai pup pe aici, prin astea ocupate. Altceva n-am ce să fac mai deloc. Am 127 de fabrici, ești nebun, 86 le am din trade. Pe o să încep producția masivă de avioane și o să-i sparg capsul pe toți. Așa. Manpower nu prea am eu, dar rest am de toate. Avioanele astea trebuie să fac ceva cu ele neapărat. Dar nu mai trece timpul măcar să deblochezi un research nou, frate, 12 zile. Uite-te cât aștept să îmi treacă 12 zile. Incre-fucking-dibil de mult! 10 zile, doamne fereste, cât stă să-mi treacă 10 zile. Așa, în sfârșit am făcut tehnologia asta și să continuăm cu tehnologii în avioane. Dacă apucăm să facem dracu ceva, că o să ne ia o grămadă până ne dezvoltăm pe avioane, dar măcar încercăm. Țin harta asta ca să treacă cât mai repede timpul, nu le-am mai ordonat să atace. Doar să se apere. Este tot continuu cu atacuri prin diverse zone. Eu o să țin linia asta, fronturile cât mai mult și vreau să fac tehnologiile cu avioane și după ce o să fac avioane foarte multe, vreau să-i scot ușor, ușor de pe teritoriu, foarte, foarte, foarte ușor. Opa, expand Air Force, am făcut niște în focusul ăsta. Local development. Ok. Îmi convine. No division in basic training. Aolo, iar îmi trebuie o grămadă de steel. De unde dracu iau eu atâta steel, frate? Foarte mult îl export, asta e faza. Poate ia să-mi schimb asta. De pe free trade. Pe export focus. Ok. Poate să o să am mai multe resurse. Minus. În sfârșit și a revenit. Asta e altceva, boss. Așa. Ăștia tot îmi distrug mie navele mele militare. Nu mă interesează, oricum n-am investit cine știe ce în submarine. Da, chiar aș putea să-mi fac dockyard-uri ca să-mi fac cele mai bune nave. O să fac și asta. De ce nu? O să fac pe aici, prin regiunile astea din... cum se zice în Rusia. Așa, perfect. Și acum n-am ce să fac altceva decât să aștept. Aștept, aștept și aștept. Mai deblochez tehnologii, mai le fac.
O să tai foarte mult din video asta, că chiar n-am ce să fac decât să aștept. Vreau și carier. Nu știu de ce mi-arată diamantul ăla. Ok, vreau carier pentru că probabil voi avea nevoie în războiul cu americanii. Și o să-mi fac și niște baze navale foarte multe. Așa că doar așteptăm, așteptăm și așteptăm. N-are cum să pușeze ăștia vreodată. Am dat research-ul ăla cu nucleară. Am uitat să dau. Aoleo, ce retardat sunt. Acum trebuie să aștept 44 de zile până fac research-ul ăla. Și nici nu pot să construiesc reactoarea. Da, trebuie să aștept. O să fac experimental rocket și nebunii de-astea. Abia aștept să fac avioanele. Hai să mai încerc cu mic atac. Ok, doar aici văd că e singura zonă unde am o șansă. Da, absolut singura zonă. Nemții nu știu ce fac cu trupele lor, fratele meu. Zici că nici nu sunt. Noroc cu trupele mele că am mai oprit atacul aliaților. Dar și când vor începe ei să atace ca lumea, nu știu ce vom face. Oare eu o să pot să pun avioane aici, la nemți? Pe pistă? Nu știu sigur. Cu armele cred că stau super bine. Am minus 3000, nu e chiar așa de bine. Ce sunt pe minus? Minus 3000? What? O cu atac cu băieții. Nu știu de ce am minus 3000 de arme. Și eu totuși am producție extrem de mare. Da, chiar nu înțeleg. Am o grămadă de motorizate. Și aș face ceva cu motorizatele. Ia să vedem ce avem noi în plus. 2000 de support equipment și 2000 de motorizate. Light tank și medium tank îl avem pe minus. Medium tank putem să mai bagăm aici. Antitank cu astea văd că mi le bag la rezervă. Pot să scad asta. Și nu știu. Light tank 3. Este așa. Hai să bag medium tank. Ba nu, hai să bag light tank-ul. Aoleu, l-am dus prea sus. Hai, las aici. Și am băgat toate astea militare care le mai avea. Pot să fac și variante de tankuri, dacă chiar. Medium tank. Ia să văd unde e research-ul la medium tank. 43, eu sunt în 44, deci aș putea să-i dau research. La nou tank. Ok, o să-i dau research la nou tank. Și la asta pot să-i dau un upgrade între timp. Dacă tot. Ok. Mamă, costă prea mult. Nu știu ce să-i mai scad. Reliability engine. Ok. T41A. Și ăsta la fel, T41A vreau. Convert from stockpile. Așa, așa cum iar lăsăm timpul să treacă extraordinar de mult. Cred că o să cavalerie brigadă, da.
ce trec acum ăștia? N-au niciun suport? Suport anti-air? Suport artillery? Logistic? Oricum am o grămadă. Și suport anti-tank? Hai să bag și engineer. Ok. Cât are combat wide? 10. Ok. Cum că mai trebuie artilerie, o să mai scad de la antitancuri și o să bag în artilerie. Bă, ăștia iar îmi cer... Manlighter, nu știu ce. Ăștia, nu știu, n-am zis nici acum dacă vor să-mi dea sau să ia tankuri sau ce oferă ei acolo. Spuneți în comentarii pentru că eu nu înțeleg. Local development la air, air superiority... Așa. Political power am în prostie. Nici n-are rost să bag ăsta pe aici. Military terrorist. Da, merge ăsta. N-are rost să-mi bag mai mult manpower. Nici nu mai vreau să intru în bătălic. O să-mi consum manpower total. Vreau să rămân cu soldații ăștia care am. Poate că o să bag ceva la recruit. Recruit and deploy. Reinforcement-ul e mai prioritar, upgrade-ul e mai puțin prioritar. Aici aleg unde să se ducă fiecare dintre resurse. Hai să mai dau un atac, poate mai îmi crește și mie army experience. Mai mult. Mamă, dar ce repede îmi crește army experience, ești nebun. Nu știu cu manpower-ul ăsta ce să fac eu, o să dau scratch the barrel în cel mai rău caz. Oricum o să ajung acolo, n-am ce să fac, dar vom vedea. No division in basic training. Mamă, cât de multă mea. Ok, și am făcut destule puncte ca să măresc trupa asta de cavalerie. Hai să vedem acum dacă folosesc mai multe din astea, dar nu prea. Ba, ba, da, uite. Opa, 1000 s-au luat direct. Și poate, hai să zicem că... Ce-mi lipsește, mă, infanterie equipment, ești nebun. Dar eu am duit ăștia la producție, mamă, deci... Îmi lipsesc foarte multe arme, mai trebuie să adaug unde stă de arme, n-am cum. Am vrut, am tot vrut să nu, dar n-am ce să fac. Ok. Când o să am fabrici militare, o să mai bag în asta. Hai să mai scad în astea care le am mai pline. Asta se duc în reinforcement, nu știu de când până când se duc ele în reinforcement. Recruit and deploy, hai să dăm cancel. Hai să scad un pic ăsta aici. Aolo, și îmi trebuie resurse gen oțel, iar frate, îmi trebuie oțel. Japonia. Ce? Nu pot. De unde dracu iau eu stil? Ok. 15 am făcut rost. Manciuco. Suedia, de la toată lumea vreau să iau. Chile. Siamese Empire. De la toți iau, mă, puțin câte puțin tot iau eu. De la ăștia am luat. Nu înțeleg de ce la unii merge și la unii nu merge. N-am destule fabrici sau ce? Ok, am un nou research, am și uitat de ăsta, hai să fac. Nuclear reactor. No division in basic training, știu. Steel from Japan. Zero. Băi, ești prost?
Nu mi-ajunge oțelul din Japonia, asta e faza. Și cred că e afectată și producția asta de arme. Dar de ce n-ajunge? Importăm. Cred că navele aliaților nu le lasă sau ceva. Bă, dar de ce îmi trebuie mie navele aliaților când eu am legătură directă cu ăștia? Da, nu, poate nu există niciun tren sau ceva. Nu aveam o asta să văd infrastructura. Faction. Nu știu unde, dacă am vreo hartă cu infrastructură. Poate la supply aici, da. 12, 11, Îmi place că mi-arată așa drumul pe unde tu ia marfă. Ok. Încă abia a trecut timpul. Trebuie să mai stăm iar. Cât mai are mă până produce nou avion? 19 zile, în sfârșit. Am terminat, iar 14. No research, o să trecem mai departe, iar 80 și o să mergem până la iar ăsta. Oh, sau chiar o să facem un jet fighter. Ca să-i terminăm de tot pe fraieri. Până atunci nu știu unde să mai dau research la ce. Jet engines trebuie rocket technology. Hai să fac și rocket technology. Vreau să am avioane jet și să sparg cerul la nebunii ăștia. Nu se vor aștepta la asta din partea mea. 136. O să am și cariere din asta. Carier. Da. Și o să-mi fac niște battleship-uri, ceva, o grămadă de chestii ca să-mi însoțească carierul, să nu-l lase chiar așa. Ok, carier 1. Mai trebuie să mai... O să fac și battleship-uri, mamă, am mult de dezvoltat pe ramurile astea. Nici nu m-am interesat. Dar mai întâi o să mă duc cu carierul până sus. Până la ultimul, un 44 sunt ultimele, atunci o să mă duc cu carierul până la ultimul. Avioanele și puține battleship-uri mă interesează, dar primele vreau avioanele să le fac cele mai bune. Să-mi fac din alea cu jet. Avion cu reacție să câștig tot spațiul aerian și atunci voi fi eu super șmecher. Faza e că eu trebuie mai întâi să-mi fac dracu armele. Uite că am reușit să le fac. În sfârșit. Da, dar am foarte mare producție acum de arme. Acum lipsesc tankurile, care ușor, ușor își revin și astea. Dockyards am cam puține și proaste. Nu știu ce fac ăștia cu construcția. Construiesc baze de astea militare. După o să se apuce și de dockyards. Ok, și aici, cu cât am infrastructura mai mare, cu atât mi le construiește mai repede cumva. Și cum... What? De ce dracu am făcut o bază navală în Grecia? Nu știu, da, las. Oh my god, nu e bine ce se întâmplă aici. A luat pe la spate. Ups. Jumate din ăștia, nu știu cum selectez jumate. Vreau un nou comandant. Petre Dumitrescu. Hai să aleg o nouă culoare. Care dracu roșu așa? Voi, deși nu vă vreau pe voi. Hai să-l punem aici pe Antonescu. Și aici să-l lăsăm pe Petre Dumitrescu ăsta. Antonescu vreau să vină cu toate trupele lui să înconjoare chestia asta. Ok. Stai, care sunt trupele alea? Așa, astea roșii. Vreau să-i terminăm pe ăștia de tot. Nu vreau să-i lăsăm să avanseze. Sper să nu pierd războiul până începe cu avioanele și nebuniile alea. Dar
Ce vina mea că nemții nu fac față, fratele meu, am ajutat să bată Rusia. Și ei să nu facă față nu e prea bine. Hai că i-am cam înconjurat. Vreau să le iau portul. Mama, asta ar fi o chestie. Dacă le iau portul, i-am izolat complet și nu o să mai aibă ce face. O să-mi duc toate trupele să atace spre port. Asta mi-e planul. Și după o să întorc asta aici. Să țină linia frontului iar. Italienii nu prea știu ce dracu fac ei. Iar avem amnestilul ăsta, nu știu ce mă fac eu cu el. Hai să cer mai mult de la ăștia. Gata, i-am înconjurat pe ăștia. Totuși... Nu, păi... Aș vrea să vină ăștia cumva aici, așa. Ia stai. Îi respingem, domnule, s-a mortul. Este masa, totuși. Renunțați la frontul ăsta, m-am răzgândit. Ok. Și... Vreau toată lumea să vină gen... Voi vreau să veniți aici. Și jumate să vină aici. Câte divizii sunt? 46. Jumate din ăștia să țină cealaltă parte. Păi stai mă și cealaltă jumătate. Bă, deci toți ăștia aici. Și acum aici. Gata. Cred că i-am organizat acum mult mai bine. Chiar dacă o să moară de attrition, vreau să-i strâng pe toți cât mai aproape de port. Vreau să cuceresc portul, că dacă iau portul, o să li se termină supply-urile. Și o să moară de foame. Și o să pot să-i scot toate trupele astea, cât s-au strâns aici vreo 20. Așa, hai să încep atacul din toate părțile. L-a respins, mă. Și acum? Totul respinge. Dacă iau regiunea asta, iau totul. Ok, o să atac în continuu în partea asta până o să reușesc să iau regiunea asta. Ușor, ușor trebuie să-i fac ceva. Nu știu ce am moralul foarte praf. Trebuie să mai las puțin să se recupereze. Oh my god, și încep ăștia să avanseze pe frontul celălalt. Mi-e frică rău să nu pice frontul până îmi fac eu avioanele. Nu știu ce fac nemții, fratele meu. Chiar nu știu ce fac nemții. Rocket engines, mai durează vreo 3-4 ani până îmi fac eu planul meu. Ba nu, cred că în 2 ani o să am primele avioane cu jet. Cu motor cu reacție. Așa, să mai încercăm schema noastră. Nu vreau. 96. Hai mă, atacă. Full praf. 97, 98. Cred că-l bat. În sfârșit cred că-l bat. Îl bat pe prost și o să iau toată zona asta. Toate trupele la fraier vor muri de atriție. Malnutriție. În sfârșit, boss, în sfârșit. Și acum pot să-l înconjor. Și cred că vor începe să moară. Ăsta e port? Nu cred. Nu cred că e port. Mă rog, lasă să înconjoare. Să înconjoare acum. Și după ce voi termina cu ăsta, îi voi trimite pe ăsta la loc. În sfârșit am terminat și avionul ăsta. Pax Americana. Da, se vor bate pentru America de Sud. Mama, au început ăștia atacul, dar încă rezist, mă mir. Ușor, ușor rămân fără manpower, asta nu prea e bine. Attrition au mai deloc proști ăștia. Ia să încerc să atac. Ok.
Am dat sataci în toate zonele astea. Cred că voi reuși să-i bat. Ușor, ușor i-am restrâns. Aparent lupta aia nu vei câștiga. Ok, mamă, cât durează, abia se mi nu-mi place când se mișcă așa greu, că nu pot să dau fast forward. Am reușit să-i restrângem pe ăștia în astea două regiuni, acum chiar că vor muri, mai de dracu de fraier. Atac din toate colțurile. Și am câștigat. Singura chestie ce mi-e frică e să nu mă atace prin România, că acolo chiar n-o să mai am ce să fac. Bă, voi de ce aveți front așa? Nu știu, l-aveți foarte ciudat. Ia, stai, edit. Așa, e până... A, e bine, mă, frontul. Ok, voi ați rămas fără... Vă pun aici, îl pun din nou pe Antonescu la locul lui. Că aici e locul lui. Îi trimit toate trupele din nou în sprijin și o luăm de la capăt. Opa. Mamă, dar ce flotă au ăia. Mamă, oțelul ăsta mă termină. Hai să mai scad motorizatele, să mai scad astea. Armele avem destule. De fapt, lasă să se producă, că cine știe când vom avea nevoie de... Tancurile astea sunt cam pe minus. Să încep să fac niște avioane. Hai să fac niște avioane așa de formă în de alta. Ok, fac niște fightere de formă. Ca să încep producția, nu de alta, nu chiar de formă, da. Și o să scad oricum din chestiile astea, că fac mult prea multe arme. Chiar n-am nevoie de atâtea, o să scot una de la producție. Și nu știu unde o să o bag. Medium tank. Nu știu ce să mai produc, am nevoie să produc avioane, într-adevăr. Hai să fac și un close support. Aolo, l-am urcat tocmai sus de tot, nu suport când fac asta. Jos, 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 jos. Jos. Așa. Și bag și la asta maximum. Gata. Știu că la început produc foarte greu, dar asta e. Câte arme am? 129. Bun. Pe zi. Mamă, aici au început să atace ăștia, parcă. Ia să mai încerc și un atac. Doar așa de probă, dar mi-o iau peste tot. Renunț la atac. Hai să dau și iară 80. Ah, da, eu deja fac iar 80, da, nu mai are rost. Da, puteam să-l fac mult mai repede, dar nu mai are rost. Nu știu dacă mă va... Nu, hai, lasă să nu fac. Requires Black Sea Dominance. Păi și n-am făcut-o. Nu pot să opresc? A, nu pot să opresc asta, asta e. Ho-ho, și după jumătate de an am putut să trec de 2 luni din jocul ăsta, Doamne ferește, cât durează!
Deci tot episodul ăsta n-am reușit să fac să treacă un an. Abia sunt în septembrie, încă puțin și trece anul. Trece extrem de greu anul. De fapt, cred că am început în 43. Da. Nu știu ce se mai întâmplă pe front, dar oricum rezistăm, noi cum rezistăm. Outdated equipment, da. Hai să bag avionul nou. Fighter 2. Păi, ești prost, stai. Ce-am făcut? Fighter 2, am zis. Da, de când făceam eu transporter plane, nu înțeleg. Rocket Engine 1. Oh, bine, pot să fac și Jet Engine în sfârșit. Jet Engine. Și o să pot să fac Jet Fighter, asta mă intereseze cel mai mult. Jet Fighter. Și după o să am Jet Fighter, ce o să am Jet Fighter, chiar nu mă mai poate opri nimeni. Asta are range 1200. Bine, și ăsta are 1200, e destul de mare față de primul care săracu are 400. Are reliability, adică fiabilitate, are 80%. Băi, e cam la fel ca ăsta, singura chestie. Are defense-ul un pic de tot mai mare, agilitatea oarecam mică, dar are speed-ul enorm. Naval attack. Băi, e bun și are ăsta, o să mă... Air attack-ul are puțin mai mare. Și reliability-ul ăsta are bun rău. Ok, o să fac Jet Fighter 1 și vedem noi ce și cum. Bă, dar chiar Jet Fighter-urile astea sunt bune, gen... Și ca Naval Bomber? Aolo, da, bă, nu trebuie să fac 100 de research-uri retardate, sunt... Puteam să fac doar Jet Fighter și asta era tot. Ah, bă, nu. A, nu, Jet Fighter nu poate face close air support, shit. Asta, Jet Tactical Bomber poate face close air support sau Jet Strategic Bomber. Dar până ajung el la Tactical Bomber la Jet, va dura 5.000 de ani. Așa că voi folosi close air support-ul ăsta, ei are 471. Ce să mai fac eu pe aici? Torpedo Bombers. La Jet Fighter am făcut tot ce puteam face. Mountain Artillery. Ah, resursele astea. Acum am trebuie rubber. Până acum trebuia steel. În prostie, acum am nevoie de rubber pentru că m-am dat pe avion. Nu știu cu steelul ăsta, frate. Oțelul, mă termină. Poftim. Am mai rezolvat un pic de tot problema, dar nu-i destul. Arme. Cred că am prea multe arme. Am 28.000 dracu, am mult prea multe arme. O să închid un d-asta de arme. Și o să bag în avioane, probabil. Fighter. Tancurile sunt cum trebuie deocamdată. Bă, și light tank-ul, nu mai îmi trebuie atâta light tank. Hai să mai fac un ăsta de Fighter 2. Rocket Interceptor, oare cum e asta față de asta? Dar chiar ia să mă uit cum e Rocket Interceptor-ul. Ești nebun? A, dar asta poate face doar Interception. Air Defense. Are doar Air Defense. Mă rog. Mai trebuie să fac și tehnologiile alea două, am și uitat de ele. The Birth of New Zealand Armor. Am făcut carrier.
Hai să fac și destroyerul ăsta, LOL, într-o zi îl face. Așa mai zic și eu. Nu știu de ce în halul ăsta de repede. Hai, carier 3. De fapt, hai să ne mai pe air, n-avem ce să facem. Fighter detection e bun. Da, 123 de zile o să am și eu. Hai, încă un de ăsta de avion, Fighter 2. Bum. Scot o de asta de arme, că am destul. Bum. Scot un de ăsta de tank, că am destul. Bum. Așa. Aoleu. Și nu știu ce să mai produc acum. Hai să mai fac și un de ăsta de closer support. Cât îmi face? 1,6 pe zi. Ok. Unde mi era mă research-ul ăla? Vreau să văd o chestie aici. După ce îmi face iară 81. Nu. Iar 109, asta e destul de important. După ce mi-l faci, o să fac o variantă la el. Și deja o să încep să pun avioane pe hartă. Aolo, iar a atacat ăștia aici. Cât de enervanți pot fi. Știi ce idee mi-a venit? Să încep să fac și eu mecanize. Dar nu i-am mai făcut research la mecanize săracul de mult. Și trebuia să-l am pe ăsta, mecanize 3. Și cred că o să fac. Dar nu acum, mai încolo. Bă, sper să se pot ocupa ăsta aici. Ia să mai încerc să mai atac un pic. Tot n-am nicio șansă, fratele meu. De cine este superioritatea aeriană de aia? What? Am 19 rachete. Ce dracu fac cu asta, frate? Nu am niște avioane, vede capul lor. Fighter 2. Nu pe zi. Am o grămadă de fabrici nefolosite. Am o grămadă de resurse ce îmi trebuie. Oh shit. Rubber. Din Siamese Empire vreau să iau tot rubber-ul. Și ăsta le iau din Vichy France. Aluminiu. Ok, și lucrurile degenerează un pic pe aici. O să trebuiască să fac chiar schema. Pun pe Antonescu. Aici pun pe un nebun. Antonescu. Îi dau un front nou. Aici. Pentru că nu se mai poate deja. Pa bune. Trebuie să scap de ăștia aici. Că e o situație foarte nașpa. Încep să avanseze ușor, ușor. I-am tot lăsat, dar... Ok, mamă, dar atacă, frate, au niște tancuri de mă rup ăștia. Până o să se strângă la acolo să mai dureze. Nu înțeleg ce fac nemții, unde sunt trupele lor, că nebunesc. Ce dracu fac ăștia? Nu știu. Italienii... Oh, italienii măcar au cucerit Africa. Măcar atât, fratele meu, în sfârșit. După atâția ani.
Și măcar am mai oprit atacul ăstora. Asta și atac chiar. Nu mai încerc să fac schema aia să-i înconjur, deși e o schemă foarte bună, dar vreau să-i restrâng de tot pe ăștia. Și după să-i scot unul, să-i scot de tot chiar, nu ce unul câte unul. De tot. Mama, am niște trupe. Sunt toți ăștia, frate. Au rank super mic, nu știu de ce sunt așa de neantrenați. Văd că ăștia atacă super bine chiar, le merge foarte bine. Încă o dată toată lumea la atac. Merge atacul de minune. Pe ăsta cu 4 tancuri o să-l înconjur. Foarte bine. O să-i distrug tot. Oh, Doamne, cât durează, Doamne, nici acum, până vă trec ce 300 zile, voi muri. Nici acum n-a trecut anul, frate. Nu, ca să termin jocul ăsta, voi mai face încă 5 episoade, probabil, sau trebuie să sar pe... În sfârșit, am ca producție IRU de closer super... Oh, stai. Am o idee. Dar n-am puncte să am ideea asta. Closer Support 3. În sfârșit voi face acum ca lumea. Avioane ca lumea. Hai să mai am niște resurse. Așa. Mai scot producția de artilerie sau nu n-o scot? O las foarte mică. Și produse de anti-air. Și în același timp este mai așa. Hai să-i bag și logistic, de ce nu? Save. Bag la absolut toți. Suport artillery. Anti-air și așa mai departe. Anti-tank. Poate așa mai îmi scade din... Ia uite. Reinforcements. Ia uite și aici. Ok. Fighter. Asta. Boom. Și acum trebuie să mă ocup de resurse, ca de obicei, n-am oil. Aolo, nu prea mai are cine să-mi dea oil. Consumăm multe resurse. Aluminiu, măcar aluminiu, pot să iau în prostie. Și rubber. Pot să iau în prostie, faza e că export foarte mult, asta pierd. 6 de ăsta, 6 de ăsta. Hai că mi-am mai revenit. Cu ăștia aici... Încă o dată la atac, toți. Unele zone câștigă, în altele nu. Băi, nu înțeleg, ăsta e luat sau nu e luat? Am mai făcut niște research-uri. Fac și una și alta, de ce nu? Am un nou slot de research. Să fac destroyerul ăsta, nici nu știu, n-are rost să mă bag pe destroyere deocamdată. Reinforcements raid, hai să fac asta. Aolo, nu, sunt prost, nu. Vreau să fac mechanized. Yep. Mechanized. Îi respingem, păi respingeți-i odată.
Hai, toată lumea. În sfârșit, noul avion. În sfârșit. În sfârșit. Fighter 3. Jet Engine. Ah, încă puțin și pe față Fighter celălalt. Așa că aștept încă puțin ca să fac celălalt Fighter. Nu știu, campania parcă se termina prin 48, nu? Bă, ce mai fac ăștia aici, fratele meu? Ăștia încă mai trăiesc? Las de aici! Doamne ferește, cum să fac să treacă timpul ăsta mai repede? Nu știu, să dau grafica mai la minim. Totul la minim o să dau. Nimic, tot scos. Se va vedea praf. Dar nici așa nu merge repede, nu înțeleg de ce în joc. Ce are jocul ăsta de nu mi se poate mișca mie repede? Chiar nu înțeleg. Deci am dat totul la absolut minim și tot degeaba. Hai să bag toate chestiile la loc. Nu știu de ce nu merge să-l bag pe ăsta. În sfârșit, cred că am un atac mai mare. Am făcut și Jet Engine. Of, Doamne, cât îmi ia! Jet Fighter. Nu știu ce să mai upgradez. Hai să upgradez și eu asta. Este mă așa. Avioanele astea, aveam eu un... uite aeroportul ăsta. Toate closer support 3 și ăsta. Și ăsta. Toate closer supporturile. Ok. Vreau closer support aici. Ok. Ia, primim bonus la avioane. Decryption advantage, dar avioanele nu prea le văd. In circle. Penalty. Oh my god. Cred că mi-au doborât ăștia. Unde mi sunt? Astea? Deploying, transferring to... încă nu sunt acolo. Gata. Acum sunt aici, cred. Da. 500. Ne să mă uit aici, da. Air superiority. DM76. Mamă, de ce are no retreat-ul pus? Nu înțeleg. Nu vreau chiar no retreat. Nu vreau no retreat. Mă rog, oricum o să-mi distrug avioanele total. Hai că-i și atacă foarte mult. Mai încerc o dată. În sfârșit cu avioanele astea cred că voi putea face ceva. Mamă, și eram fabrici care stau degeaba.
Ar trebui să mai fac un closer support 3. Că oricum e ultimul care îl pot face. Așa că vreau să am foarte multe. Hai să mă scad din astea. Ia, cum mai stăm cu avioanele? Bine, probabil mi le dărâm astea ușor, ușor, da. Air detection, enemy air detection. Ia să-mi bag, mă, și celelalte avioane care le am eu. 1400, da. O să bag aici toate fighterele care le am. Fighter 2. Fighter 3. Îmi place că pot să le combine, înainte parcă nu mergea. Fighter 1. Toate astea aici. Benelux region. Da, acolo trebuie să atac. Așa, în cât timp deploying? 40%, mult timp. Ia, cât mi-a 125 de zile până face tehnologia aia, vai de capul meu, episodul viitor va fi asta. Pentru că episodul ăsta nu știu cât timp mai am, sincer. Extrem de greu trece timpul, extrem, extrem, extrem de greu. Hai mă, cât timp vine asta? Aolo, 500 de pavioane. Așa. Fighter. Stai, ce? Waiting orders. Vreau să fiți aici. Interception. Vreau să distrugeți tot ce prindeți. Nuclear reactor. În sfârșit. Nuclear bomb. 375 de zile. Hai să construiesc reactoare nucleare. Nu știu de ce vreau să construiesc asta. Ok, reactoare nucleare, mamă, trebuie să le facă mama Rusie pe undeva. Multe vreau să fac. Ca să fac cât mai multe bombe nucleare. Multe, 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 multe. În toată Rusia. O să fac reactoare nucleare. Cred că am reușit să le mai dăm damage cu avioanele prin zona asta. Ia să vedem dacă merge un atac. Mi l-a respins fraierul. Enemy air superiority, sure bombardment. Măcar zona asta să am și o superioritate aeriană. Ia stai mă să dau eu să le dau misiunea la ăștia. Air superiority. Aha. Noi avem 600 de astea sărații. Mission efficiency. O să-mi pierd din avioane, știu, dar ce să fac? Măcar am superioritate aici, mă. În sfârșit am reușit să-l scot pe fraier. Ok. Antonescu, înapoi la frontul tău. Înapoi Antonescu. Și după ce se termină episodul viitor, pentru că episodul ăsta probabil nu voi apuca, o să... Mamă, câte resurse îmi trebuie, frățiuer.
Nu o să mai construiesc nicio clădire, Cica. Hai să mai termin din asta, să încep cu reactoarele. Am 112 chromium. Nu știu ce să fac. Mai am 5 fabrici. Ia să dau, eu să dau iar free trade, să încerc așa. Să văd dacă fac mai multe resurse așa. Măcar așa mai primesc niște fabrici, gen, și de-aia zic. Nu, steel, n-am nicio șansă la steel. Ok. N-am absolut nicio șansă. Și converti niște fabrici. Fabrici militare. Oare le bag aici? Aparent da. Ok. O să-mi ia ceva. 8 o să convertesc. A, nu se convertește destul de repede, cred. Nu sunt sigur. Ok, vreau fabrici civile. Ah, nu prea merge exact cum trebuie planul. Măcar aici am mers superiority. Faza e că n-am resurse deloc. Asta e nașpa, foarte nașpa. Nu mai am cum să le dau civilian factories. Ok, și aici voi încheie episodul. Nu prea am mare lucru de făcut. Nu știu dacă o să pot câștiga războiul ăsta vreodată. Aparent nu prea se mai încheie. Germania nu știu ce rahat face. Eu am nevoie de foarte multe resurse și n-am de unde să le iau. Încerc să-mi convertesc niște fabrici și cred că o să renunț nu la asta. Hai să renunț la docurile astea proaste. Și hai să renunț la toate reactoarele astea. Ok, mamă, dar multe am mai dat să se construiască, fratele meu, nu știu ce a fost în capul meu. Ok, toate out. Și o să dau construction cost convert. Vreau să convertez repede câteva și să și construiesc fabrici civile. Pe unde dracu, uite-le mai aici, nu mai le vedem. Ok, vreau să construiesc niște fabrici civile neapărat. Că doar așa mai pot face trade. Să-mi iau resursele înapoi. Nici nu m-am mai uitat la research aici, nici le-am făcut pe astea, am și uitat complet de ele. Și astea cu resursele ar fi fost importante. O să fac în episodul următor, în ăsta oricum voi încheia. Eu am fost Jupanu, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere!